Poluarea aerului nu este doar o problemă a mediului înconjurător. Probabil că dacă ați ajuns acasă și ați închis ușa, credeți că sunteți la adăpost de aerul toxic. Ei bine, nu este așa. Câteodată aerul din casă este mai poluat decât cel de afară. Dincolo de reducerea surselor de poluare casnică și aerisirea constantă a locuinței, acum avem la îndemână și purificatoare de aer care ne pot ajuta să reducem toxicitatea din casă. Dar bineînțeles, bineînțeles că aerisim camerele, stăm la casă, e geamul continuu rabatat. Păi asta ce să zic, fiecare trebuie să aibă grijă de această problemă, să aerisească, mai ales cu termopanele, indicat să aerisești foarte des și iarna și vara. Dacă plămânii noștri ar reacționa imediat, poate că am auzi un sunet specific de fiecare dată când inhalăm substanțe nocive. Zilnic ne expunem în propria casă la diverse surse de poluare. Gătitul, curățenia și folosirea parfumantelor de cameră nu fac decât să încarce aerul cu mulți compuși chimici.